Assumption. I planned each charted course, each careful step along the byway. But more, much more than this, I did it și îți da așa o palmă peste ceafă. Te uiți și zici, băi, de ce ne plângem? Mulțumesc, Doamne, că suntem întregi și sănătos. Da. Nici nu mai contează altceva. I planned each charted course, each careful step along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. Să continui? Sau... Marin. Bravo. E din cauza emoțiilor. Aici am venea un tată cu copilul lui. Da. Care acest tablou, din cauza, din perioada care trecem acum, tabloul speranței. Aha. Să sperăm la ceva viitor, ceva, la ceva bun. Speranța asta trebuie predată din când în când și probabil că ești foarte în măsură să ne spui ce înseamnă speranța, pentru că eu doar la asta mă gândeam. Eu am venit la România au talent pentru asta, ca să arăt și să... că e foarte multă lume care se plânge că nu poate să mai meargă mai departe. Indiferent de ce palmă luăm de la viață, viața e foarte frumoasă și trebuie să mergem înainte așa cum este ea. Bravo! Am tot stat așa și m-am uitat cum se transformă, știi, tabloul, cum poți să spui acolo o poveste. Ești un mesager al acestui mesaj puternic. Dragilor, ridicați-vă că puteți. Așa este. Mesajul pe care ți-ai dorit să-l transmiți prin prezența ta aici a ajuns direct la inima mea și... viața, într-adevăr, trebuie prețuită, indiferent de obstacolele peste care ne este dat să trecem, și tu ești un exemplu viu și îți mulțumim pentru această lecție de viață pe care o dai. Rămână, mulțumim. Cred că putem să-ți oferim și noi câte ceva. Andra. Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Alexandra.
Răspunsul meu este da. Mulțumesc. Florin. Da. Ai și de la mine un da, Marin. Mulțumesc frumos. Ne revedem cu drag în etapa următoare. Bravo!